Deci se adună multă apă. Deci iese apă de peste tot. N-are pe unde să scurgă. Deci efectiv n-are pe unde. Intră apa la mine în casă. Deci de asta am făcut și am spus. Uitați să vedeți și istorie. Nu are gaj, nu are pe unde treci. Nu are pe unde. Nu are loc de scurge, nu are cum să scurgă. A fost un șans și s-am fundat aici. Deci județul Neamț, comuna Bodej, sat Bodej Jos. Acolo locuiți dumneavoastră. Da, da, aici pe strada, aici se asfaltează, aici e și problema. Păi cine face drumul acela? Autoritățile locale din sat, județene sau naționale? Ce fel de drum e acela? E drum județean. Județean. Înseamnă că probabil județul construiește. Și care e problema? Da, cum face scurgeri și o să fie inundat drumul acela? Sau care e riscul? Da. Păi, asta e problema cu un pod. Acolo era... Deci nu mai pus al pod. Podul ăla care a fost înfundat. Și când a venit, au făcut și o sapat pe partea și pe alta ca să scoată pământul și pe margine și să-mi pui chetroaie și balastru, margine ca să fie bine consolidate. Ei, au trecut de pod și ăsta e un pod principal care vine tot apa de pe deal. Podul era pe jumătate înfundat, nu-l locuit, trebuie înlocuit. Și nu l-au mai locuit și apa când vine n-are pe unde să duc. O să să-l facă pe urmă, stai asfaltul și să-l înlocuiască. Da. Aici podul ăsta, podul, aici era un pod care traversa strada. Eu, așa și nu l-au mai pus. De la vechi, da. Dar l-au înfundat. Era înfundat și nu mai înlocuit altul. Nu înlocuit altul. Uh-huh. Ei, de aici știi, de aici, din partea de la deal, uh-huh, apa vine, care vine de aici, de nu? Și de aici, din partea asta vine apa abundentă, nu ca așa? Nu? Ei, și deci fără podul ăsta care traversează strada și să iei încolo și să ducă pe părău, deja, uite ce se întâmplă. Eu uite ce se întâmplă acolo. Ai văzut? Pentru că nu are scurge și nu are unii. Păi dar nu-i, dar e toată apa de aici care vine, trebuie să meargă pe părău principal. Deci el trebuie să meargă pe părău principal pe aici. Acolo unii părău principal, pe acolo, pe margine. Da, să iasă încolo. Unii să iasă încolo, pe părău, să ducă în Golavale, nu? Asta care trebuie să se facă. Și, dacă nu faci podul care era înainte, păi înseamnă că e o problemă, nu că mare. Foarte mare. Dar dacă este în proiect, poate că o să-l construiască. De regulă știu că încep cu podurile, după aia să fac drumurile. Dacă ei au de gând să facă invers... Exact. Păi asta e și problema. Asta e și problema. Pentru că undeva aici, în pantă, deci mergând drumul la deal cu un pantă spre corni, tot așa e de schimbat un pod. Ei, în locul ăla, o oprit asfaltarea, o trecut până aproape de pod și după podul încerc. Deci în dreptul podului unii trebuie schimbat, nu mai asfaltat. Da. Și acum... Poate pe Facebook. Vă uitați pe Bielon Ceban Facebook și vedeți toate filmulețe care le-am postat cu toate minunile care sunt aici. Și vine toate sezon porturi. Ploios acum, risc să inunde fiecare săptămână porțiunea aceea de drum. Degeaba au construit-o. O să exact. Mâlească, o să... De exemplu, aici acum vine doar dintr-un păriaș de la deal. Este un izvor. Pe străduța așa e, este un izvor mai la deal, un laștin și pe acolo curge un țâr de apă. El nu a nins, nu a plouat, că e în timpul secetos, că așa a fost iarna asta. Păi vă dați seama că nici și când vin ploaie abundente, fără pod, că acolo era un pod care traversa strada și apoi era un pârâu care era pe marginea străzii și coboră pe un pârâu care ieși chiar pe fața metrei și merge la vale. Adică ieși de pe stradă și merge încolo, în afară drumul. Ei, acolo la intrarea înspre pârâul principal care se intre cum ar veni de la pod, mergea pe marginea drumului un pic și pe aia ieșea pe un pârâu care era, ieșea încolo, în sat. Nu era pe marginea drumului. Dar primarul din sat știe, nu s-a adresat și el? Ba, cum? I-a spus. Da, o să fac. Păi da, zic, dacă o să fac. De ce a strunat asfalt? Cum te numești? Cum te numești? Da, pe peisajul. Persoană fizică,
Păi da, dumneata ești persoană fiind, dar vezi la drumuri, da? Ia nu înțelegi, uite și aici, uite ce se întâmplă aici. Dar uite, oi mea, vin în coaș, uite, vin în coaș. Uite, fiate, dintr-un gram de dintr-un pârâu de apă cât de mic, uite și inundații s-au întâmplat aici. Îți dai seama că vin ploile mari și nu există pârâu pe aici. Nu există pod, adică, ca să duc încolo la vale. Uite, fiate, nu există aici. Aici nu există nimic. Îți dai seama ce se întâmplă atunci, dacă acum e deja e belea. În partea de la, cum am spus, aici, o zona pârâu arinul, așa să zice, punctul. O lăsat, cum v-am spus mai înainte, o lăsat spațiu. Deci unii vine înlocui podul, nu a turnat. O lăsat vreo 6 metri, nu a turnat, și într-o parte și în alta. A locul unde vine schimba podul. Tot așa era înfundat ca și aici. Ei, aici de acolo, aici dacă a trecut peste el și l-a lăsat așa, poți să, să mai poate înțelege că vine schimba podul, dacă în altă parte unde vine schimba, l-a lăsat, nu mai pus asfalt. Da, o să risipească asfaltul dacă se apucă, eu știu, într-o lună, două, la toamnă să facă podul, o să tai asfaltul nou-nouț, câteva tone de asfalt. Corect, dar nu mai zic mai la vale în coașii. De asta se vedeți pe Facebook, vă uitați, a fost o crăpată, o fâșie, o crăpată asfaltul. Și o escavat, și o băgat bolovan, și mai la vale iar. Tot așa, că sunt niște, eu știu, o zonă mlăștinoasă, în care planul geologic nu l-a făcut cum trebuie. O mers așa, pe aiurea. Și sunt unii zone, sunt izvoare, mlaștini, dacă nu-i săpat adânc și băgau cu bolovani, el se lasă, că izvor și iasă apă și se lasă. Când trec rabe din 40 de toni, lasă. Muncă de mântuială. Exact. Asta era. Când ne bucuram și noi, când să avem asfalt, că e făcut doar până la podeș de jos aici, până în centru, de aici până în, la aici merge strada, ai drum județean, până la în Corn, care e un sat aparținut tot de Bodești, și până la ieșiri din Corn, adică a intrat în satul Bordea, care aparține de Ștefan cel Mare. E, acolo e asfalt, că aparține Ștefan cel Mare, deja alt primar e altceva. O făcut asfalt și pe hol, pe câmp. Că au făcut ca să facă drum de-a dreptul între Bordea și Ștefan cel Mare. E făcut așa pe câmp, pus asfaltat și șanțurile betonate. Vă dați seama. Dacă vreți să faci ceva, dacă nu, nu poți să stai să facă în sat. Dar pe domnul Barna Marinel aici din Bodești. Da. Și nu asta zis asfalt, ce înseamnă, uite, se poate vedea și asta. Poftim. Uite asta, asta B, nu numai. Cât rău, mai rău decât rău. Poftim, asta e. Da, păi să mai facă pe câmp sau în altă parte. Păi ziceați că drumul județean, nu cred că se ocupă primarul de asta. Primarul eventual poate să ceară să facă conform legii. Exact. Dar nu el coordonează lucrările. Că mi-a spus să vii, el nici nu mai vine, de când cu gripa azi nici nu mai trecut pe aici. I-am trimis mesaje. Primarul, el îmi surat undeva la Bodești de Sus, ăsta e satul Bodești Jos, i-am surat la Bodești de Sus, el, da, aici, el a locuit aici, mai la vale de mine, cu 5 case. A fost în clasă cu mine. Deci, de seama cu mine și a fost în clasă cu mine. Deci, ne cunoaștem foarte bine, deci ești vârstă cu mine. Dar, nu știu, ignoră pe toți, că doar ce îmi spus eu în filmare, toată strada spune același lucru. Deci nu-i mulțumim nimeni, nici n-are cum. Stine deci nu cu numai... infecții sau respect prevederile legale, să nu iasă în stradă fără nevoie. Acum da, acum da, 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 măcar dai ordine la inginer, la, vă spun, bă, uite ce se întâmplă acolo, uite, fa aia, să dă un răspuns, că poți să faci cum, în ce fel. Eu am vorbit cu inginerul, cu domnul inginer aici, da. Da, o să facem, da, o să schimbăm podul și ăla care unii, chiar a câteunat asfalt, o să-l înlocuim, o să-l înlocuiască și pe ăsta de aici, am unul aici chiar în fața mea, în fața casă mele, cum ați vă uitați pe Facebook și acolo vedeți toate filmurile, toate detaliile, tot, și vă puteți lămuri din toate punctele. Cum stă, cât e de nașpa și de rău aici și de aiurea, care nu se ține cont de nimic, deci nu... Sunt lucruri care nu se ține cont de ele. Nu se ține cont de... cum să zic? De, e traduce așa...
am un filmuleț unde făcut străduțe la un om acolo, doi oameni amărâți acolo să facă... Sunt anumite standarde minime de construcții, dacă o faci să țină și să nu fie inundată. Păi nu, sau să pui un... asta ar fi pe drumul principal, aici. Dar să pui un pic de petriș și să fac ceva șanțuri pe o stradă la Turandicu, unde aparțin de primărie. Mai la deal, unde am făcut, am trimis primul, a doilea filmuleț. Da, sunt și lucruri care străzi lăturale și care aparțin în primărie. Asta e veșim cu mine, mai la deal. Dar nu faci nimic, deci nu... sunt treburi care aparțin de primărie și care nu, care zi drumul județean, care zi consiliul județean. Deci sunt lucruri așa, dar nu faci nici aia unii cu drumul județean care nu s-a bat la niște treburi, primarul nu e un punct de vedere, bă, se atrag atenție, uite, ești mii bun, uite, ești treaba așa, uite, ești treaba așa. Nu se bagă, nu zice nimic, totul se lucrează așa, haotic, ca zic așa. Mulțumesc, domnul Ciobanu, pentru relatare. Noi nu putem să ajungem acolo, dar avem încredere că dumneavoastră înțelege situația, ați filmat corect și încercăm să o relatăm împreună, să o facem vizibilă ca să intervină autoritățile, eu știu, județene, naționale, să intervină și să oprească risipa de bani publici. Exact, exact. Să fac lucrurile ca atare, ca să zic așa. Nu-mi bataie de joc. Adică să fac niște lucruri elementare și clare, nu așa de-a moaca, adică fără logică, și, dacă m-ați înțeles.